La ședința ordinară din 26 iulie, membrii Consiliului Local și primarul Laurențiu Leoreanu au acordat două diplome de excelență și trofee către doi reprezentanți ai garnizoanei Roman. În deschidere aș vrea să înmânăm două diplome și plachetă pentru două persoane care au activat în municipiul Roman cu maximă responsabilitate, cu sprijin ori de câte ori a fost nevoie pentru autoritatea publică locală, două persoane care au desăvârșit activitatea în cadrul sistemului de apărare național și care de asemenea au fost evidențiate și premiate de către Divizia Getica. Primul căruia i s-a acordat o diplomă de onoare și un trofeu a fost plutonierul adjutant Gheorghe Bogdan. În același timp și noi, Primăria Municipiului Roman, Consiliul Local al Municipiului Roman, dorește să acorde diplomă de merit domnului plutonier adjutant principal Bogdan Gheorghe, cu recunoștință și apreciere din partea autorităților administrației publice locale pentru profesionalismul și abnegația dovedită în întreaga activitate desfășurată. Vă felicităm, vă urăm să aveți și placheta onoare și patrie. Plutonierul Gheorghe Bogdan a mulțumit Consiliului Local și Primăriei pentru onoarea ce a fost acordată. Eu vă mulțumesc pentru invitația și am văzut din dat și la rețetă din la ora actuală și doresc ca tot în această poziție și la fel de ziua în retrage, tot așa o să fie să vă ce care sunteți, sunt dați atunci când apliceți la pensii păcate, sunt în retrage și eu o rentă până la 60 de ani. O diplomă de onoare și un trofeu i-au fost acordate și colonelului Virgil Constantin Ciurcudean, fost șef de stat major al garnizoanei Roman. Ne acordăm diploma de excelență domnului colonel Ciurcudean Virgil Constantin, fostul șef al statului major al garnizoanei Roman, cu recunoștință din partea autorității administrației publice locale pentru întreaga activitate pusă în slujba intereselor armatei române. Am să rog să-i mânați neastră. Știu că are o problemă cu tatăl său și este plecat la spital, la IUD. Să-i transmiteți toate urările noastre de bine din partea primăria Consiliului Local. Mulțumim pentru toată colaborarea pe care am avut-o și cu ocazia diverselor evenimente mai puțin dorite în Roma, așa cum au fost inundațiile, dar și alte situații extreme. Conducerea primăriei Roman și-a făcut o obișnuință în cei 8 ani să acorde diplome de excelență și trofee unor personalități locale care au contribuit la propășirea valorilor municipiului situat la confluența Moldovei cu Siretul.